Salutare, dragilor, și în ziua a patra, în ziua cu numărul 4 de Vlogmas și bine v-am găsit! Este 4 decembrie și ieri, 3 decembrie, nu am reușit să filmez foarte mult, dar astăzi vreau să vă arăt din nou ce am primit în Advent Calendar. Mi-a făcut foarte mare plăcere să filmez pe data de 1 și vom ține ritmul până în 24 decembrie. Da, ieri nu am apucat să mai vorbesc cu voi foarte mult pentru că am avut cursurile cu copiii. Am avut 2 ore pline, dar deși sunt doar 2 ore la care merg pentru muzică cu copiii, mie mi se par mult mai, cum să zic, mult mai grele, pentru că trebuie să fac proiecte, mai am și copilul meu pe lângă, pe care trebuie să-l duc la grădiniță, să-l iau de la grădiniță, să văd cam ce mai trebuie și lui, pentru că nu-l pot lăsa așa oricum. Și timpul trece foarte repede, nu am timp să fac foarte multe. Ieri am avut și o chestie foarte nefericită, să zic așa. Am certat puțin cu o mămică. Nu credeam că există oameni atât de, nebuni pe lumea asta. Așa că ieri am fost puțin cam surprinsă. Și să vă spun în mare cam ce s-a întâmplat, pentru că poate e bine să știți, poate e bine să auziți cum sunt și alți oameni. Să începem cu începutul. Eu lucrez ca profesor de muzică la o școală particulară. Nu predau instrument, nu predau un anume instrument, adică nu predau pian, ce am făcut eu sau așa. În Germania există un concept care se numește, care se intitulează Musicalische Früherziehung. Asta înseamnă educația muzicală de vreme, de la vârsta de un an jumătate. Nu lucrez încă cu copii atât de mici. Momentan lucrez cu copii de vârste între 3 și 5 anișori. Și vă dați seama că nu reușești la o grupă de 8-9 copii să predai un instrument. Asta nu există, mai ales unor copii de 3 anișori. Nu. Și atunci acest concept este făcut ca la fiecare oră de muzică profesorul să își facă un anume proiect, un cântecel. Avem un cântecel pentru început, pentru salut, și un cântecel de sfârșit, de la revedere. Astea sunt standard pe care le ținem o jumătate de an sau un an. Așa este conceput, așa este începută ora de muzică pentru vârstele astea. Iar în intervalul de 45 de minute trebuie să realizezi cu copiii, să le predai un cântecel, bineînțeles în limba germană, un cântecel și ei să plece cu ceva de acolo. Un cântecel pe care tu ar trebui să-l lucrezi cu copiii și cu anumite instrumente. Cu ce se potrivește mai bine? Cu instrumente micuțe pentru copii. Ca să plece copilul cu ceva de acolo. Și în sala în care fac eu, se vede afară, adică avem geamuri și nu avem perdele sau ceva, se vede. Și mama acestui băiețel a venit mult mai devreme să-și ia copilul de la oră. Ea a văzut că eu nu lucrez cu instrumente. Eu lucrez în fiecare oră cu instrumente, însă era cam la jumătatea orei. Și nu pot, în primele 5 minute, să mă duc și hai repede să cântăm la tobe ca să vadă mama sau ce. Nu, așa ceva eu nu fac, așa ceva nu se poate. În fine, copilul a văzut că mama a venit și și-a cerut voie la toaletă. Toaleta este, ieși din clasă și pe un hol este acolo, la prima ușă. Copilul știe și toți copiii știu că eu singură profesor de muzică nu reușesc să-i las pe cei 9 copii singuri în clasă ca să merg cu câte unul la toaletă. Și chestia asta trebuie să facă, să se întâmple înainte de oră, nu în timpul orei. În fine, eu i-am spus, mergi la toaletă, apoi întoarce-te
Și când o să vină mama, o să vină la mine și o să te ia de la oră. Dar copilul a decis că a ieșit de la toaletă și a plecat la mama lui. Mama lui nu a mai venit să-mi spună mie că a venit să își ia copilul. Eu am așteptat, am așteptat, am așteptat puțin mai mult și când am fost la toaletă, ia copilul de unde nu e. Efectiv, am simțit că inima mi-a stat în gât. M-am dus, i-am lăsat până la urmă pe cei 9 copilași singuri, m-am dus în sala mare unde vin toți părinții să-și ia copiii și acest copil era deja îmbrăcat, stătea undeva într-un colț, în grădiniță, tolănit pe jos și l-am întrebat, ce faci acolo? Trebuie să vii să-mi spui dacă vrei să pleci cu mama sau mama trebuie să vină la mine să-mi spună, pentru că dacă nimeni nu vine să-mi spună și tu nu ești la toaletă și se întâmplă ceva, eu răspund. La care el nu a zis nimic pentru că normal e copil și na, ce să zică, dar mama lui, o isterică, deci există mame isterice pe lumea asta, mămica lui a auzit discuția și din celălalt capăt al grădiniței a început efectiv să țipe în grădiniță, să țipe la mine, să zică, da, am venit eu și mi-am luat copilul, am venit și l-am luat eu. Și atunci eu am reacționat și am spus, da, ați venit să luați copilul, dar asta trebuie să-mi spuneți mie ca să știu că ați venit. Și nu am mai apucat să-i mai spun nimic, dar făcând un exercițiu de imaginație, putea ca această mămică să meargă la secretariat, unde este ușă închisă, adică putea să meargă să vorbească cu doamna directoare sau cu cineva, iar copilul, bine mersi, să iasă în stradă, pentru că ușa nu este închisă după amiază când vin copii, când vin părinții să și ia copiii și să iasă în stradă, să dea o mașină peste el, să zicem, Doamne ferește, dar să zicem, și era în ora mea și ce se întâmpla atunci? Pentru că ce se întâmpla? Deci vă dați seama cât de absurdă a putut să fie această mamă. Nici nu m-a lăsat să-i mai explic mai departe și a început să țipe și alte chestii, adică a început să țipe că da, dacă am venit eu și l-am luat și că nu e nicio problemă și așa, iar apoi n-am mai putut să-i mai spun nimic pentru că ea mi-a zis, da, i-am spus, mi-a sărit inima din piept că nu am mai văzut copilul la toaletă. Și ea a zis, da, și mie mi-a, și inima mea este tristă pentru că dumneavoastră ați zis că vă ocupați cu instrumentele și că nu am văzut niciun instrument și că nu vă ocupați de fapt cu instrumente, că nu cântați la instrumente. Iar la un moment dat mi-a zis, eu m-am meritat și am spus poftim, am zis poftim, dar puteți să mergeți să vedeți și chiar atunci scosesem, adică înainte să se întâmple chestia asta, le dădusem copiilor tobe. Tobe care sunt nu din astea de jucărie, sunt tobe care costă mult, tobe de la școala de muzică privată la care lucrez și instrumente chiar foarte, foarte bune, adică nu ne batem joc. Dar această mămică a venit la jumătatea orei să-și ia copilul, nu știu ce a văzut și mai și țipă, deci mai este și isterică. Oameni buni, dacă nu știți despre ce, deci dacă nu vedeți chestia, povestea până la capăt, nu vă mai agitați așa, nu vă mai, nu știu, nu vă mai isterizați așa. Probabil mămica aceasta și-a imaginat că își înscrie copiii pentru a face un instrument, însă scrie foarte bine în contract ceea ce fac eu și scrie foarte bine în contract că nu se învață un instrument la astfel de grupe. În fine, nu știu cum o să fie povestea mai departe, nu știu ce o să se întâmple. Eu am mers la secretariatul școlii de muzică la care lucrez. O să vedem cum o să se rezolve mai departe, dar efectiv a făcut valuri degeaba. S-a simțit prost și ea pentru că e o isterică, m-a simțit prost și eu și pentru ce ne-a ajutat? Pentru nimic, doar că ne-am stricat ziua. Asta este. Asta s-a întâmplat ieri, de asta nu am mai avut așa bună dispoziție să vă mai spun anumite chestii sau să desfac advent calendarele.
Pentru că uneori zilele sunt așa, unele mai triste, unele mai vesele. Dar, în fine, să lăsăm asta și să trecem la ale noastre. Așa cum v-am arătat pe întâi, am desfăcut primul advent calendar a fost cel cu ceaiuri și asta o să fac și acum. Și am rămas în data de 3 și în data de 4. Avem aici treiul. Și o să vedem. Ce fain! Este cu lămâie, cu ingveruit mereu, cu ghimbir. Da, cu lămâie și ghimbir. Așa arată. Așa. Și în data de 4, l-avem chiar aici. Avem brat afălte, adică măr copt, ceai de măr copt. Și arată așa. Da. Aici, două plichilețe. Astea sunt cele două plichilețe pentru advent calendarul de la ceaiuri. Și avem balea. Ui! Advent calendarul de la Balea și să căutăm, nu știu dacă se vede calendarul, bun, așa, și să căutăm numărul 3, nu prea îl văd, altul, numărul 3, ce avem noi aici? Avem Moon Milk Masche. Deci avem o mască cu lapte pentru piele normală. Așa arată. Sunt două pliculețe. Nu am prea folosit măști din acestea așa la pliculeț. Singurele măști pe care le-am folosit au fost undeva la o, cum se zice, la o din asta de la o piscină, unde se dădeau la oră fixă, la 3 ore sau ceva de genul, se puneau acolo diverse măști și puteai să mergi să îți dai cu masca respectivă. Dar așa nu am folosit încă, așa că e momentul să o fac. Și la numărul 4. Avem overnight lippen mask sau maske. Deci este mască de noapte pentru buze. Asta înțeleg eu, asta. Pentru buze moi. Deci, spune că este pentru noapte, adică peste noapte, îți dai înainte de a dormi și te protejează intensiv sau ceva de genul. Te pflegt und schützt, te protejează, da. Nu sunt așa de încântată, eu noaptea nu prea mă dau cu chestii din astea, dar o să încercăm, să vedem. Da. Este pentru balea. Deci, fără deci, astea sunt cele două produse în data de 3 și în data de 4 decembrie. Așa. Și mai avem aici cel de la Pedi, care sunt produse mixte, după cum ați văzut și în videoclipul anterior, produse mixte pentru femei și pentru bărbați. Și cred că o să găsesc ceva și în datul 3 și 4 pentru mine și pentru soțul meu. Ce mare ești! Ce mare ești! Deci, data de 3. Este chiar aici, data de 3. Se vede? Așa. De data asta doar un produs pentru mine.
Este o pentru păr, este o cură pentru păr, adică așa, pentru păr uscat care nu are, care nu lucește sau nu are luciu și foarte, foarte tocat. Asta este. Este cu ulei de argan. Așa. Și în data de 4 pe care o avem aici. Data de 4 avem cremă pentru mâini și pentru unghii cu bio camile, cu bio mușețel, cu mușețel bio. Așa arată. De la, n-am auzit de firma asta, Express. Da, de la firma Express. Nu miroase chiar așa intens. Nu miroase chiar așa intens, dar să sperăm că e bună. Da. Ce fină e. Totuși, are un miros plăcut și are un miros subtil. Nu are un miros din ăla să te... Da, are un miros subtil, e foarte faină. Da, așa arată. Deci, astea două sunt de la celălalt advent calendar pe care l-am. Și, surpriză, astăzi am fost la Reve și toate advent calendarele sunt reduse, bineînțeles, pentru că a trecut deja 1 decembrie, când toată lumea se apucă să desfacă advent calendere și am mai luat unul redus. Este cu bomboane de ciocolată. Și acesta este de la Celebration. Și vreau să desfac 4 zile cu voi, pentru că doar astăzi l-am cumpărat. Nu l-am avut până acum. Și avem ziua 1, care este aici. Avem un Bounty. Home to mama. Avem un Bounty. Avem în ziua 2 o Cripsy de la Milky Way. Este acest. Da, nu știu dacă se vede. Hi, please. Așa. Ziua numărul 3 avem un Mars. Și ziua numărul 4 avem Snickers. Și uite, așa mă îngraș și eu mai mult. Snickers. Deci, de la celălalt advent calendar avem aceste 4. Nu știu dacă se văd. Da, bombonele. Așa. Deci, cam atât. Cam atât pentru că o să mai filmez. Astăzi am o grămadă de făcut. Trebuie să fac la sfârșitul săptămânii avem o serbare cu copii, cu o grupă de copii la care tot predau dintr-un sătuc de aici, de pe lângă München și trebuie să facem să decupăm fulgi de nea și să îi împodobim și să punem clopoței și multe alte chestii pentru copii. Așa că astăzi asta o să fac, proiecte pentru copii și o să-mi iau și eu copilul de la grădii și vă mai țin la curent, astăzi avem și karate. Așa că foarte multe se adună într-o zi. Din nou merg să-l iau pe Matei de la grădiniță. Când ai familie și copii, boing, nu prea mai reușești așa să faci și YouTube sau mai ales Vlogmas, așa cum este pentru decembrie, sau nu prea mai ai timp să faci foarte multe lucruri pentru tine. Plus că eu sunt foarte o persoană care vrea să și citească, vrea să facă foarte multe într-un timp foarte scurt. Nu există atâta timp și trebuie să înțeleg chestia asta, că nu le pot face pe toate. Da, mă duc să-mi iau copilul, apoi repede, repede vin să-i dau o căniță de lapte, după care plecăm la karate.
Și apoi trebuie să mă duc la școala de muzică, să iau niște cartoane, niște chestii, pentru că mâine am ora de muzică cu copiii aceia la care, cu care merg la serbare, deci trebuie să termin fulgi de nea și tot felul de chestii. Și vedem, vedem ce mai, ce ne mai rezervă ziua de astăzi și zilele ce. Repede, nu știu dacă mi-a venit ceva la poștă, dar nu mai am timp, este 1:30 și copilașul meu stă până la, Matia stă până la aproape 2 la grădiniță, așa că ar trebui să-mi fug repede, repede să-l iau. În fiecare zi, în fiecare zi când are grădiniță, tot pe fugă, tot pe stres, tot cu stresul, da. Mamă, și ce? E, deși e soare și e foarte frumos afară, cu toate astea e, este un ger din ăla așa mai înțepător. Da. Bine că am mașina și repede mă duc cu mașina. Da, și acum luna decembrie, când am vreau să, când am și o plăcere și vreau și eu să filmez mai mult. Bineînțeles că fața mea e super demolată și oricât oricât fond de ten aș pune, tot se vede. Asta e viața, viața tumultoasă, viața de fiecare zi. Ce să facem? Trebuie să mergem mai departe, nu avem încotro. Și vedem ce stare sufletească o să aibă și Matias astăzi. Eu un pic. Și acum ce mă țin? Niște mine. Ia, va să-ți țin. Ce e înăuntru, mami? Ce e înăuntru? Hai, ia să văd. Prânzitul. Ia să vă desfă. O minciucă cu? Ia, care se lipește de, nu știu, de geam sau de ceva. Asta e. Și luminează. Luminește, luminează, Mati. Zi, luminează, nu luminește. Și ce face caratistul meu? Se joacă cu minciuța. Hai, mă. Chiar? Și o lipește. Hai spune pa? Pa! Și gata, l-am luat pe Matias de la karate și acum mă duc la școala de muzică pentru că mai am de copia niște chestii și de făcut niște chestii și apoi acasă să fac fulgi de nea pentru mine.